Nicolae Nere joacă de o viață la Steaua. Acesta a schimbat generații întregi la clubul roșu-albastru, însă arată o formă sportivă foarte bună chiar și la cei 38 de ani ai săi. Pilierul echipei antrenate de Dănuț Dumbravă a ajuns la clubul din Ghencea în urmă cu 19 ani și sper să mai câștige un trofeu important cu formația sa de suflet. Jumătate din viața mea am petrecut aici. Întotdeauna la Steaua ne-am simțit ca într-o familie. Cel mai experimentat jucător din lot, care ar fi secretul longevității? Nu e niciun secret. Acum depinde de fiecare. Să-ți dorești să faci ceea ce îți place. După mine aș vrea să ies la pensie, dar știți cum e, fiecare început are și un sfârșit. Să vedem când se va termina. Asta e, și eu la rândul meu am glumit cu cei care erau mai în vârstă ca mine, acum mi-a venit rândul. La Steaua, Nicolae Nere a fost coleg cu antrenorii săi Dănuț Dumbravă și Marcel Mihalache mai bine de 10 ani. Noi ne știm de foarte mult timp. E o relație de prietenie și încercăm să o transpunem în teren. Îl cunosc de la 18 ani, am avut plăcerea să joc și la echipa națională alături de el și la echipa Steaua. Acum am devenit antrenorul lui și relațiile au rămas aceleași, doar cu respectul cuvenit. Pentru jucătorii tineri este un exemplu în tot ce face. Are atât cât intră pe teren și face treaba 100% și apoi își vede treaba lui. Cele mai frumoase amintiri ale carierei tale? Prima selecție la echipa națională și când am participat la Cupa Mondială de Seniori. Absolvent al facultății de drept, Nicolae Nere a evoluat pentru stejar la campionatul mondial din 2011, care a fost găzduit de Noua Zeelandă. În 2006 am luat licența, acum am urmat cariera de sportiv, rugby, să vedem după ce va fi. Dacă voi reuși să depășesc examenul de barou, sper să duc mai departe și cariera de avocat. Primul meci pentru Steaua după reluarea sezonului va avea loc la 1 august în Cupa României. Roșalbaștrii se află în grupă cu CS Dinamo și Tomitanii Constanța. Ca întotdeauna la Steaua ne-am dorit să câștigăm campionatul, să câștigăm cupa. Sperăm să obținem câștigarea campionatului, că nu l-am câștigat de foarte mult timp.